România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Două lucruri extreme. Astăzi vorbim despre ele, două lucruri la care trebuie să fim foarte atenți. Pentru prima oară, în aproape 20 de ani, inflația în România în aprilie a trecut de 10%. E 10,2. Este cea mai mare pe care probabil o cunoaște generația noastră după anii 2000. Am mai avut-o, împuse-o inflaționist sigur în anii 90, dar e o barieră care a fost trecută și întrebarea e dacă se oprește aici. Sunt scumpiri peste tot, cele mai mari la alimente, la energie. Știți foarte bine, știți mai bine ca mine, vă uitați zilnic în jur. Încercăm să căutăm ceva soluții astăzi la România în guvern. La România în direct și în guvern. Guvernul era următorul lucru pe care voiam să-l spun. În timpul ăsta ați văzut de la guvern un pachet de ajutor economic, financiar, social, pentru pe mai multe ramuri. E foarte important ce vă spun acum, pentru că acestea includ chiar și măsuri sociale și să vedem cum funcționează chestiunea asta. Deci, unele dintre măsurile astea prevăd bani pentru ajustarea prețurilor la materiale de construcții, să vă dau un exemplu, da? Altor firme li se dau bani ajutor direct, unora li se dă șomaj tehnic, unor companii din agricultură iarăși ajutor direct și se măresc, atenție, salarii minime în agricultură și alimentație, adică va fi de minim 3.000 de lei. Asta e un răspuns la viitoarea criză agricolă și alimentară. Și companiile care vor să mărească salariul minim pot să o facă cu 200 de lei neimpozitați. Adică un patron poate să mai dea pe lângă salariul ăla încă 200 de lei fără să dea ceva la stat pentru ei, fără ca angajatul să plătească. Da? Ba mai mult, guvernul încurajează și creditarea. Sunt niște scheme de creditare acolo pentru familii, pentru studenți și lucrurile trebuie privite un pic cu atenție. Măsurile sociale deja le-am discutat. E vorba de acei 50 de euro pentru cei chiar care sunt nevoiași. 4 lei pe zi a calculat opoziția și se vor da acești bani sub forma unor vouchere. Aici intervine teoria clasică a combaterii inflației și mi-aduc aminte că la un moment dat o doamnă care asculta România în direct chiar ne-a rugat să spunem lucrurile astea, cum e cu inflația. Sunt două căi de a răspunde la inflație. Una e să oprești creditarea, să scoți banii din piață, să-i tragi înapoi în bănci. Cealaltă e să controlezi prețurile, să duci la recesiune și șomaj. Ori pachetul ăsta nu funcționează așa, ceva mie îmi scapă, de asta l-am chemat pe profesorul Cristian Păun de la ASE să ne explice mecanismele, să ne dea soluțiile și poate pe parcursul emisiunii, stimați ascultători, găsim și niște soluții individuale. Dar înainte să încercăm așa să dăm câteva explicații, Cristian Păun, mulțumesc că ați venit aici. V-am mai spus, obiceiul emisiunii, prezentare pe scurt a omului cu care vorbiți astăzi, profesor universitar la ASE, la Facultatea de Relații Economice Internaționale, e titularul disciplinei de tehnică a plăților și finanțărilor internaționale, director executiv al Societății Române de Economie, directorul executiv al Centrului de Cercetare în Relații Economice Internaționale de la ASE, predă și la alte instituții superioare de învățământ. Domnule Păun, bine ați venit! Hai să vedem de la bun început ce ne-a rugat ascultătoarea noastră acum o săptămână. A spus așa: domnule, dar spuneți-mi și mie de unde vine inflația asta. Deci, de unde vine? Aș începe prin a spune că inflația este, în primul rând, un fenomen monetar. Adică, există în teorie o teorie clasică numită teoria cantitativă a banilor. Când tu vii cu mai mulți bani în economie decât produci din nimic, practic, tipărești bani în economie mai mult decât se produc bunuri și servicii în economia ta, automat există un exces de lichiditate care licitează pentru acele bunuri. Ceea ce înseamnă că, în mod teoretic, mai multă lichiditate, exces de lichiditate, duce automat la o presiune pe prețuri. Noi tipărim bani? De ce tipărim bani? Masa monetară a României a crescut destul de mult și fizic și apoi o masă monetară din aceasta multiplicată de către bănci. Banii se multiplică în economie printr-un procedeu din acesta.
în două locuri sau în două. În primul rând, din tiparniță și am tipărit bani, se poate verifica, da, foarte ușor, la Banca Centrală există datele statistice cu privire la cash-ul M0, M1, agregatele monetare, și se mai multiplică bani prin procesul de creditare. Băncile multiplică bani în economie. De ce s-au multiplicat acești bani? Pentru că în această perioadă de pandemie dobânzile au scăzut foarte mult, mai mult sau mai puțin artificial, și oamenii au fost tentați puțin să supraviețuiască pe credit. Da? Deci a existat un exces de lichiditate dus către zona asta pentru de credit. Pentru că s-a oprit economia în ultimii 2 ani sau în anii, primul an al pandemiei. Exact. Deci a fost o perioadă foarte facilă pentru a lua credite, ca să refaci optimismul oamenilor, să consume și așa mai departe. Oamenii au mai și acumulat niște resurse în perioada de pandemie, pentru că n-au consumat. Și cum am scăpat de bariere, a ieșit lumea la cumpărături. Și aici avem de asemenea o presiune dinspre cerere cu acele resurse acumulate din trecut. Dacă mai adăugăm și un credit ieftin în piață cu care poți să aduci resurse din viitor, tot în prezent, presiunea pe cerere a fost una clară în acest moment. Consum, cerere. Din păcate, producția în România, că aici e de fapt cheia problemei, cheia problemei este că mereu avem o problemă cu producția, cu oferta, producția locală. O economie ar da un răspuns foarte eficient la această inflație dacă ar avea o zonă din aceasta de producători, antreprenori, ofertanți de bunuri și servicii, care să reacționeze prompt și natural la orice creștere de prețuri. Adică dacă dumneavoastră aveți o afacere și vedeți că prețul crește, primul imbold pe care l-ai ca antreprenor e să produci mai mult. Adică dacă ar fi mai multă mâncare pe piață, da, s-ar produce, s-ar... S-ar ieftini, da? Da, din păcate pe noi ne-a prins această perioadă și foarte prost, înainte de sezonul alimentar, adică sezonul în care producem realmente în agricultură. Bine că de la ultima emisiune pe care am avut-o a mai plouat puțin, era și aici un pericol foarte mare, seceta să ne mai blocheze niște lucruri, dar în continuare suntem în zona asta de pericol. Și ca să nu mai spunem că la toate treburile astea se mai adaugă un lucru. Statul se împrumută, că el e pe deficit acum. Un deficit excesiv. Se împrumută și vedem că el continuă un program din ăsta de aruncat cu bani în populație. Ce face programul ăsta din care eu v-am citat? Pot să vă citesc și mai mult. O să-mi ia 10 minute. Sunt multe măsuri. Voiam să le spun oamenilor așa. El cuprinde în felul următor, zic cu alea sociale. Vouchere pentru alimente de bază, 50 de euro. Vouchere de 30 de euro pentru elev, 200 de lei în plus, salariu minim benevol. Salariul minim în agricultură crescut, majorarea violării etichetelor de masă la 30 de lei, majorarea normei în spitale, majorarea alocației de hrană, îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copiii din centrele de plasament, după care 50 de bani la acciza de benzină compensată, motorină, ajustarea contractelor de investiții publice, banii pentru care construcții, de care spuneam, 75% din salariul la șomaj tehnic, da? Reînvierea casei de comerț, unirea, etc., etc., etc. Sunt foarte multe. Ăștia-s bani care vin în populație. Cum ajută programul ăsta? Explicați-mi aici. Păi, nu ajută. Sunt o grămadă de pilule otrăvite acolo. Este un ajutor temporar care nu rezolvă problema, doar amână această problemă. Cumva ascundem tot un nisip, ca o mâță din aia. Și-a făcut nevoile și ascundem în nisip realitatea. Chestiunea e în felul următor. Vă dau doar un exemplu din acel pachet, că pot da mai multe, dar haideți să ne limităm la unul dintre ele. Ne plângem că există o creștere de prețuri la alimente. Pe partea cealaltă, venim și spunem, domnule, salariu minim. Asta e soluția. Creștem salariul minim la 3.000 de lei. Păi salariu minim la 3.000 de lei net în mână înseamnă vreo 4-5.000 de lei cu totul. În agricultură, unde nu ai o valoare adăugată semnificativă. Păi salariul îl plătește cel care cumpără de la tine bunuri și servicii. Consumatorul, ăla care cumpără mălaiul, ăla care cumpără sacul de făină și dă banii aia pe mălai, pe sacul de făină. Deci... Păi nu crește prețul la mălai și la sacul de făină dacă tu crești salariul minim fără să ții cont de niște realități economice. Dar ei vor spune așa că noi am mărit salariul minim ca să aducem forță de muncă în agricultură, că o să avem nevoie. E corect? Păi nu e corect, că până la urmă lasă-l pe antreprenor să
decide el toată treaba asta, da. Că poate până la urmă n-are nevoie de 10 lucrători, poate are nevoie de un tractor mai procopsit care face munca celor 10 lucrători și în loc să angajeze 10 lucrători cu salariu minim, poate și ia tractor cu un muncitor. Bun. Pe el. Haideți să facem în felul următor, stimați cetățeni, să dăm drumul și la dezbatere, alături de profesorul Cristian Păunsânt. Hai să facem în felul următor. Orice întrebare legată, să introducem și acest lucru, orice întrebare legată de gestionarea banilor voștri în această perioadă este liberă în această emisiune. Cristian Păun, eu am stat de vorbă în urmă cu o lună de el, dar n-am mai apucat că am picat pe criza benzinei, da. Poate să vă răspundă și la întrebările voastre legate de investiții, de cheltuieli, de bani, de ce vreți să faceți mai departe în domeniul ăsta. Și zicem așa, 0372069599. Îl repet, e numărul de telefon de la România în direct, 0372069599. Întrebări astăzi, teme propuse de discuție. Credeți că măsurile guvernului, cele pe care le-ați văzut și le-am enumerat deja, răspund inflației, sunt binevenite măsurile astea, vă ajută, vă încurcă, ce credeți că o să întâmple? De fapt, ce măsură așteptați voi, este întrebarea mea, pentru că sunteți oameni foarte pricepuți, oameni din economie, care ne ascultați, explicați-ne ce măsură așteptați voi și da, introduc și acest lucru la nivel personal. Dom'le, cum vă păziți? Ce vreți să faceți? Vă investiți? Cumpărați case? Nu știu, cumpărați acțiuni? Ce credeți voi că e bine pentru noi? Haideți să ne sfătuim în această zonă în care brusc viața în România a devenit foarte complicată. Eu mă uit pe Facebook, încerc să mai iau de acolo câte ceva. Dacă sunteți de acord, dăm drumul la dezbatere. Ovidiu este primul care a sunat. Mulțumesc pentru răbdare. Salutare, Ovidiu. Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și invitatului dumneavoastră. Neavând studii în domeniul economiei, mă gândesc că la noi e problema, de fapt. Mă gândesc că dacă cumva am reușit să ne plătim taxele și dacă acele taxe ar ajunge la guvern și guvernul 5 ani, 7 ani, 10 ani, nu știu cât, ar duce acele taxe unde trebuie, fără să plătească pe kilometru de autostradă dublu sau nu știu cât, cred că ar fi una din rezolvări. N-aș putea să vă spun cu măsurile de ajutor de astea, e greu să, și având în vedere valoarea invitatului dumneavoastră, mi-e greu să dau eu un sfat economic în fața dânsului. No, păi aici ne sfătuim, dar fiți atenți, că întrebarea e foarte bună. Cristian Păun, noi avem cea mai proastă rată de colectare a taxelor din Uniunea Europeană. Poate Bulgaria să fie mai jos ca noi, dar cred că pe aici suntem, da? Adică suntem sub media europeană, nu? Media europeană e pe undeva pe la 30%, noi 26-27 pe aici. Bine, avem și niște taxe mai mici un pic. Adică per total, overall, da. Dacă adunăm toate taxele din România, de la impozite, de contribuții și așa mai departe, avem un nivel de taxare total ceva mai mic decât în Uniunea Europeană. O să vă zic antreprenorii că pe ei ucide taxa pe muncă? Da, este. E mare taxa pe muncă. E drept. Da, impozitul pe venit e mic. Bun. Acum, întrebare. Dacă asta ne întreabă Ovidiu. Domnule, dacă brusc ar face colectarea mai bună, zicea ieri ceva domnul Căciu, domnule, s-ar face lucrurile mai bine? Adică am rezolvat? Am putea să, într-adevăr, să obținem niște bani în plus, dar nu e nicio garanție că cu un guvern incompetent sau cu un guvern interesat de vouchere. Voucherele nu dezvoltă România. Voucherele nu rezolvă problema structurală a României, care a dus la creșterea prețului la energie și dependența de importuri de gaze din altă parte. Nu asta e soluția. Deci, în condițiile astea, nu e nicio garanție că încasând mai mulți bani la stat, nu există o preferință a guvernului pentru a-i risipi la fel de bine cum o face în momentul de față cu cei pe care îi are. Trebuie să corelăm aceste lucruri și să legăm mai multe lucruri. Da, o colectare mai bună, pe partea cealaltă o performanță mai bună în actul de guvernare, sunt mai multe lucruri care trebuie să se întâmple ca lucrurile să meargă ceva mai bine decât merg în momentul de față. Observație de pe Facebook. Statul câștigă bani la buget din scumpiri și inflație. E corect? În mod normal, nominal, da. El, în momentul în care prețurile cresc, taxele se aplică la prețuri mai mari. E drept că se întâmplă treaba aceasta. Doar că toată treaba asta este nominală. Adică statul, cu taxele pe care le ia, el va cumpăra lucruri de care are nevoie la prețuri mărite. Puterea de cumpărare a taxelor colectate de el se diminuează
cu același și procent. Acolo puterea de cumpărare. Da, Ovidiu, completări, te rog frumos, dacă sunt, sau întrebări. Pe cât să funcționăm împreună, și noi, și guvernul, și, într-adevăr, cei de la noi să-i ducă acolo unde trebuie. Ce te-ar ajuta pe tine, personal, Ovidiu? Sincer, nu știu. Ok, aici căutăm o explicație. Mulțumesc tare mult! Dragoș, bine ai venit la România în direct! Bine v-am găsit, Cătălin, pe tine și invitatul tău. Ce să zic, măsurile, e clar că nu răspund probabil doar pe termen scurt sau în viziunea lor acolo inflației, mi se pune niște măsuri populiste. Probabil că dacă eram într-un an electoral erau chiar amuzante, dar de fapt ele sunt triste pentru noi. Acest guvern nu știu cum și-a făcut calculele, de fapt nu și-a făcut niciun calcul, pentru că toate aceste măsuri pe care le-a anunțat primor asupra majorității populației au și sursă de finanțare, o colectare mai bună a statului în impozite și taxe, ceea ce el de altfel ar trebui să facă. Nu să-și propună acum să colecteze, ci trebuia să facă asta în timp. Și n-au făcut-o și n-au reușit generații de guverne și nu o să reușească nici ei. Cred că ce ar fi fost important pentru noi România să vedem un guvern care să fie intervenit acum câteva luni direct asupra prețurilor de la gaz, electricitate și combustibil în diverse formule. Cred că se puteau găsi, de exemplu, cum au luat cei din vest decizia să reducă acciza pe combustibil. N-am văzut pe ei noștri să se grăbească, au dat doar la o anumită categorie, cea de transportatori. Mi-e greu să cred că dacă scade factura de transport automat, eu știu, cel care folosește materia primă dată de transportator își va reduce prețul la produsul lui. Din contră, se bucură că mai economisește un pic. Vorbim de un factor psihologic în momentul de față. Toți agenții economici, mici și mijlocii, au mărit prețurile, nu pentru că și-au făcut neapărat un calcul, ci că pentru că psihologic aud toată ziua asta la televizor și știu, domne, crește aia, crește aia, trebuie să mărească. Dar stai un pic că vreau să mă lămuresc. Deci, la energie, statul român a mers cu plafonări. Stai o secundă cu noi, că vreau să-l întreb pe domnul Păun. A mers cu plafonări, da? Nu a umblat în accize, taxe și așa mai departe, cum propunea Dragoș. Care e soluția mai bună? Sau cum să o interpretăm aici? Dacă mă întrebați pe mine, niciuna dintre soluții. Bine, acciza într-adevăr putea fi redusă. Problema mare la acciză era, adică dintre toate, într-adevăr, acciza era mai bună, reducerea accizei era mai bună decât plafonarea. Doar că noi nu aveam spațiu fiscal pentru a obține acest lucru ca aprobare de la Uniunea Europeană. Noi aveam deficit excesiv. Deficit excesiv peste 3%, Uniunea Europeană nu-ți mai dă voie să umbli pe la reducere de taxe, pe la lucruri de tipul ăsta, decât cu foarte mare chin și vai. Pe noi ne-a prins această situație cu foarte multe, cum să spun eu, probleme structurale. De asta nu am putut să reducem acciza, s-a și renunțat la această poveste, s-a mers pe plafonare, de fapt pe o compensare a prețului la producător, în sensul că statul a preluat prin bugetul de stat diferența din factură. N-a fost o plafonare, un preț fixat. Reală, da. Prețul a rămas liber și statul a dat diferența. Dar în momentul de față, acel program va înceta în aprilie și atunci apare un preț real de piață. Noi ne-am făcut nimic în această perioadă, că aici e de fapt problema. Noi n-am făcut foarte mare lucru. Legea offshore nu am văzut-o încă. Nu vedem, deși apar niște informații optimiste. Informații, că da, înțeles cumva. Ceva cu eolianele, apare undeva pe la 1000-2000 de megawați energie electrică obținută, autorizație din eoliene, și vedem 1 miliard de metri cub de gaz din Marea Neagră, care vor intra undeva pe finalul acestui an, dar nu din platforma principală. Dar legea offshore încă n-a apărut, doar se plimbă printre comisii. Dragoș, domnule profesor, ne așteptăm, după ce aceste măsuri și vor înceta efectul, să continue efectul inflaționist, pentru că cum a spus și dumneavoastră, guvernul nu vine cu nicio continuare, nu face nimic în ceea ce ar trebui să facă pentru stoparea reală a inflației. Cum spunea și dumneavoastră, de consum și, din păcate,
statul român nu stimulează producătorii, nu stimulează, în loc să dai nu știu ce la agricultor, dă-i o reducere de TVA la o reducere, un voucher de 20% din valoarea unui tractor, a unei instalații de eu știu, de morării, astfel încât să producem noi făina noastră, nu să ducem greu afară, să ne vină făina ca și produs finit luată din piața. Atâta timp cât noi suntem doar o economie de consum și doar pe asta marșăm și toate aceste măsuri sunt doar pentru consum, eu nu... Da, din păcate se întrerupe, dar preiau eu mesajul. O să mai completez eu puțin. Sau încurajează producători de tractoare internaționali să vină să producă tractoare aici, să producă echipamente agricole aici. Încurajează băncile să ofere scheme de finanțare care să fie companii de leasing, care să închirieze în leasing echipamente la costuri foarte bune și așa mai departe. Deci tu vino și dezvoltă sistemul de irigații din România, partea grea a sistemului de irigații, partea mare de infrastructură, autostrăzile din irigații și după aia drumurile comunale, județene, le face și producătorul acolo local. Dar tu dai posibilitatea să se conecteze la ceva. Nu vii și spui, da, domnule, îți dau, dacă îți pui o eoliană, îți dau niște bani, îți crești salariul minim în agricultură. Păi asta nu e o măsură pentru producător. Asta, din potrivă, îl încurcă și mai tare pe producător acolo. El ce o să facă? Ascultați România în direct, 0372069599. Cum răspund măsurile guvernului la inflația de peste 10%? Ce măsură așteptați ca prețurile să se potolească și cum sunteți personal afectați? Asta discutăm astăzi la România în direct cu profesorul de economie Cristian Păun. George, salutare, bine ai venit la noi. Bună ziua, vă salut. Părerea mea este că inflația aceasta este generată în mare parte și de lăcomie. Aș vrea să întreb pe domnul profesor un aspect. Vă amintiți toți noaptea aceea când au stat românii la coadă ca românii, pentru că se scumpea motorina. A doua zi s-a scumpit, într-adevăr, cu ceva, dar la toți. Cum se poate scumpi peste noapte la toți benzinarii combustibilul? Pentru că, fac o paranteză, cunoaștem toți, când ai o afacere, știu eu, cumperi marfa X, o primești cu factură în data cumpărării, da? Faci... Da, aș pune un bemol aici. Nu s-a scumpit la toți, s-a scumpit la unii și în zilele următoare s-a redus. La toți, a doua zi s-a scumpit la toți. Deci au primit toți în noaptea aia cisternele cu motorină și au alimentat toți bazinele în acea noapte. Deci de aici vă dați seama că este o speculă și este o lăcomie. Deci nu știu din punct de vedere economic cum funcționează ei, dar bănesc că și ei iau marfa pe factură, nu? Acum eu vin, intervin puțin. Da. Că teza asta a producătorului lacom și ticălos funcționează, dar doar parțial. Adică eu vă doresc, de exemplu, ca dumneavoastră să vă deschideți o afacere, o prăvălie, o covrigărie, și să fiți lacom și ticăloși și să puneți un preț de 30 de lei pe un covrig, că sunteți lacom. Și o să vedeți că lăcomia dumneavoastră și, cum să spun eu, dorința de a da o țeapă, ca să mă exprim non-academic, celor care cumpără covrigii, se va lovi de puterea de cumpărare a consumatorului. Consumatorul vă va sancționa instantaneu. Noi asta, de fapt, am făcut. Diferență, domnule profesor. Covrigul nu este un aliment esențial. Poți să mănânci altceva. Toate alimente, toate produsele sunt esențiale. Benzină, nu pot să fac. Ascultați-mă, în economie, toate produsele sunt esențiale. Deci nu există o diferențiere foarte mare între produse. E drept că în ceea ce privește partea de carburanți, ești puțin mai captiv acestui tip de consum. Da, e o discuție. Dar ce vreau eu să spun este că la rigoare, orice producător trebuie să țină cont de puterea de cumpărare a consumatorului său. Ori dacă tu... În momentul de față se merge pe principiul, măi, dacă se vinde, e ok. Păi vedeți, înseamnă că acel produs s-a vândut cu banii ăia. Păi da, pentru că eu, de exemplu, eu sunt un prestator de servicii, lucrez într-un domeniu medical. Mă deplasez la fermieri acasă. Pe mine mă afectează, adică pe mine, pe fermieri afectează indirect
scumpirea combustibilului, pentru că trebuie să le măresc factura. Înțelegeți? Mă deplasez la ei, trebuie să-i taxez pentru chestia asta. Dar este, ideea vă spun că cel care este la baza lanțului trofic, producător, micul fermier, eu cu ei lucrez, de exemplu, ei sunt cei care sunt marginalizați și bătuți, să zic așa, pentru că dacă mergeți în orice supermarket din România, o să vedeți că nu mai găsiți litru de lapte sub 7 lei. Păi înseamnă că cel marginalizat și bătut e consumatorul, care trebuie să cumpere cu 7 lei. Dar și care trebuie să includă toate costurile astea. Tot cu 1,50 lei, mă înțelegeți? Ca și acum 2 ani. Deci, cineva profită pe tot lanțul ăsta. De aia vă spun, este și, într-adevăr, este și inflația, este și lăcomia unora, a procesatorilor, a intermediarilor, ceva se întâmplă. Acum am o întrebare, George. Crezi, crezi că toată planeta a devenit lacomă? Adică crezi că brusc din America până în China... Da, pentru că au fost, au fost o perioadă în care au stagnat prețurile și acum vor să recupereze cumva paguba. Părerea mea. Nu spun că nu este și inflație generată sănătos, dar este dată și de factorul ăsta uman al lăcomiei. Părerea mea. Da. Deci eu așa consider. Uite, mai am o completare. Da, ăsta e un sentiment, nu e un calcul științific. Când vine vorba... Nu, este un sentiment și mai e o chestie psihologică. Deci, părerea mea, dacă guvernul ar vrea să facă ceva pentru a stopa acest pulgăre care se rosogolește, ar trebui să lucreze acolo unde este cel mai vizibilă inflație, și anume la combustibil. Pentru că dacă combustibilul ar da un pic în jos... El a dat cu 50 de bani. Vorbesc cu prietenii mei și spun, mă, dar... Barilul a scăzut de atâta vreme și prețul tot crește. Da, pentru că noi depindem de un benzinar, toată Europa depinde de un benzinar, un singur benzinar, Rusia, în momentul de față, care a dus o politică foarte agresivă de acaparare a pieței prin niște prețuri foarte mici, o bună perioadă, și noi am schimbat toți furnizorul. Deci noi am sărit de pe furnizor pe care aveam, ba prin Orientul Mijlociu, ba prin Libia. Cât este barilul astăzi? Dar nu contează că noi nu cumpărăm la barilul ăla, că noi nu suntem conectați la barilul ăla din piețele internaționale. Noi cumpărăm în continuare cea mai mare parte a petrolului din Rusia. Încă n-am reușit să schimbăm, să ajungem la barilul ăla. Prețul acela e dat de Libia, Arabia Saudită. Noi nu aducem petrol din Arabia Saudită. Înțeleg că noi acum cumpărăm... La 150 de dolari barilul. România nu cumpără petrol din Rusia deocamdată în cantitate foarte mare. Noi avem propriu petrol pentru jumătate din consum și mai aducem petrol din Azerbaijan, Kazahstan, scuze, pentru că avem o rafinărie cu origine în Kazahstan. Dar Kazahstan, dacă vă aduceți aminte, în ianuarie a fost victima unei revoluții care a fost calmată de Rusia. Dacă vă aduceți aminte, rușii și-au pus acolo omul lor, da? În Kazahstan. Vă dați seama că depindem de un petrol care este tot sub control rusesc, adică nu face Kazahstanul... Bine, dar banii n-au miros până la urmă. Noi cu cât luăm acum, de exemplu... Eu vă înțeleg că n-au miros, da. Cu cât luăm noi combustibilul, România, cu cât cumpără combustibilul în momentul de față? Ca să explice faptul că prețurile tot cresc. Oricum nu cu prețul barilului pe care îl vedeți pe bursele internaționale. Asta garantat. Mai durează puțin până schimbăm furnizorul de petrol. Dar chestia asta bănesc că sunt publice, nu? Adică ar trebui să știe și românii cu cât cumpărăm noi barilul. Nu știu, că sunt companii private acolo. Deci sunt niște companii private care au propriile lor lanțuri de aprovizionare. Dar ceea ce vedeți dumneavoastră, prețul barilului internațional, nu e atât de relevant pentru cazul României și cazul punctual al Uniunii Europene. În momentul de față încă nu prea avem soluții multe legate de benzinar. Iar la nivel global... Vedem și că Orientul Mijlociu nu prea reacționează cum ar trebui, în sensul că la aceste prețuri atractive care au crescut, ei ar trebui să vină cu un exces de producție. Nu fac acest lucru. Pe partea cealaltă avem Venezuela, care este poate și el un mare benzinar al lumii, care nu este o democrație foarte, foarte bine pusă la punct și care nici ea nu reacționează cum trebuie pe această piață. Deci piața încă nu funcționează, nu reacționează la ce se întâmplă. Mulțumesc tare mult, George. Poți să verificăm și prețul din Kazahstan și prețul de achiziție în România, dar să știți că prețurile astea nu funcționează de capul lor. Toți benzinarile interconectează, sunt atenți la piață și la puterea de cumpărare. Alin, salutare! Ești la România în direct. Bine ai venit! Mulțumesc că m-ați primit. Salutare dumneavoastră și ascultătorilor. Eu aș vrea să o duc spre o parte mai personală.
Te rog. Adică din ceva vreme mă tot gândesc și acum dacă domnul profesor este aici, vreau să profit de cunoștințele dânsului și să-i cer o părere. Noi acești oameni care avem credite în momentul ăsta, credite pentru apartamente, și se spune că am avea și o posibilitate de a achita acele credite. Noi asta ce ne recomandați? Păstrăm, haideți să vă zic cazul meu. Adică am luat o casă și am și un apartament cu care, teoretic, dacă l-aș vinde, aș putea să achit acel credit. Ce mi-a recomandat domnul profesor să fac? Să mă duc spre închiderea acelui credit, să păstrez ca proprietate? Adică, dacă avem ceva bani, în ce să ne îndreptăm acum? Foarte bună întrebare. Întotdeauna plasarea unor lichidități, întotdeauna un economist îndeamnă spre economisire. Adică, atunci când tu câștigi niște bani din munca ta, nu-i consuma pe toți. În general, obișnuiește-te de la bun început, pe tine, pe ai tăi, să puneți deoparte resurse. Punerea de resurse deoparte e motivată de incertitudinea viitorului, de anumite probleme speciale care ar putea să apară. Deci e un comportament precaut, normal, la orice individ. Pe partea cealaltă, în momentul în care aveți un credit, acum și aveți resursa să-l rambursați, trebuie să puneți în balanță două lucruri. Unu, în primul și în primul rând, un credit înseamnă venituri viitoare pe care prezumați că o să le obțineți ca să-l acoperiți până la finalul scadenței lui. Deci este o situație incertă din acest punct de vedere. Nu știți dacă până când se termină creditul ăla chiar o să obțineți venituri. Dacă aveți deja veniturile care vă permit deținerea unui apartament și puteți, de exemplu, să închiriați acel apartament, practic generați venitul care să acopere parțial sau integral serviciul acelui credit, adică dobânda și rata acelui credit. Bine ar fi ca investițiile să vă plătească creditul, pentru că investițiile rămân și acele investiții vă vor putea plăti și alte lucruri în viitorul mai mult sau mai puțin îndepărtat. Deci totdeauna este bine să vă creați surse de venit suplimentare din ceea ce economisiți. Iar acele venituri le puteți folosi pentru diferite lucruri. În momentul acesta, dacă aș vinde cel de-al doilea apartament, aș putea să achit creditul, aș rămâne și cu ceva bănuți. Sau varianta să-l închiriați și să plătiți creditul din chirie. Este în chirie, dar nu acoperă sub nicio formă rata. Acum, parțial, mă gândesc că l-acoperă. Dar parțial o acoperă și chiar o parte foarte bună. Dumneavoastră, atunci, ca să înțelegem noi toți ce... Deci n-aveți nicio problemă cu creditul. Sau nu problemă mare, ca să zic așa. Da, dar incertitudinea, mă gândeam de fapt și povesteam și cu niște prieteni, ziceam, uite, cazul Ucrainei, de fapt, cade acea rachetă și distruge două proprietăți și ai rămas deci, cu nimic. De fapt, Alin, întrebarea este, tu n-ai mai sta cu o proprietate, ai vrea să stai pe cash. Puteți să faceți altceva. Să vindeți acel apartament și să vă asumați un risc de natură diferită investind acei bani pe bursă. Dar e un risc de natură diferită care poate aduce într-adevăr un câștig mai consistent care să vă plătească integral la rata la bancă. Vă mai dau un hint aici, vă mai dau o mână de ajutor. Să știți că tocmai, fără să vadă nimeni, Parlamentul României dezbate un document prin care se reduc taxele la bursă, să știți, se întâmplă zilele astea. Ia uitați. Nu vorbește nimeni despre chestiunea asta, dar acolo se reduc taxele, probabil o mână de ajutor dată pieței din România. Și atunci creditul să-l las și să găsesc o sursă alternativă de a acoperi acea rată și chiar... Exact, creditul nu e o problemă. Da. Atâta timp cât aveți o sursă de venit alternativă care acoperă costul acelui credit, creditul acela nu e o problemă, se plătește singur. Este ca și cum, de exemplu, v-a sfătui în felul următor. Aveți o sumă de bani moștenită care vă permite să vă luați o mașină mai procopsită, nu știu, să zic de 50.000 de euro, o mașină limuzină, sau să investiți într-o garsonieră pe care să o închiriați, sau pe bursă. Ideea este că dacă cumperi mașina cu banii jos, consumi resursele alea definitiv, dacă însă cumperi un apartament să faci o investiție, îți creezi o sursă de venit care îți permite să-ți iei în leasing sau cu credit o mașină de câte ori vrei tu toată viața ta, la nesfârșit. Și să o schimbi și mai des. Asta nu știu dacă ați prins ideea. Ideea este să ai acea sursă de venit care îți permite să faci o grămadă de lucruri, să nu consumi.
Plătind, credit, că plătind creditul, consumați resursa pe care o aveți acum ca investiție. Devine consum acea investiție. Alin, îți mulțumesc tare mult. Cred că trebuie să facem o emisiune la un moment dat cu sfaturi. Domnul profesor are și un program, cum s-a pregătit el în situații de război, de criză. Are niște lucruri pe care le-a făcut cu banii. Se prelungește emisiunea asta, să știți. De cele mai multe ori când avem invitat, facem lucrul acesta, dar mai ales când sunt răspunsuri și întrebări interesante. În ce context e România în direct astăzi cu Cristian Păun? Cea mai mare inflație din aproape ultimele două decenii și un pachet guvernamental care nu știm cum răspunde la treaba asta, adică nu reușim, ne batem capul aici, să vedem, domnule, cum a gândit guvernul în momentul în care a mai venit cu 3 miliarde de euro în piață? Eu aș avea un comentariu pe care am vrut să-l fac de la începutul emisiunii. Pentru că vreau să punctez asta. Mi-a semnalat și un să spunem, participant la rețeaua mea socială mai extinsă, așa, și are dreptate. Pachetul se numește Sprijin pentru România. Da. Mi se pare o bășcălie ieftină. Și o bășcălie ieftină la Sprijin pentru Ucraina. Asta n-a semnat la nimeni până acum. N-am remarcat, sincer. Dar sau n-am gândit-o în cheia asta? Eu gândesc în cheia asta. Ceva de genul, hai bă, mai lăsați-ne pe noi cu Sprijin pentru Ucraina, Sprijin pentru România. Adică ne sprijinim și pe noi. Da, să... da. Radu, salutare, ești la România în direct. Bună ziua noastră, invitatul nostru și ascultătorilor. Punctul numărul 1. Legat de tema ridicată de antevorbit, hop, că s-a întrerupt. Pot să împărtășesc puțin din experiența proprie? Legată de carburant vrei să vorbești? Sau de... De economisire și așa mai departe. Poți, fă-o repede că într-un minut luăm publicitate și ne întoarcem la discuție. În ultimii 5 ani de zile m-am hotărât ca 15% din salariul meu în ziua în care intră în cont banii să-i pun într-un depozit. Nu am fost nici mai bogat, nici mai sărac, dar m-a ajutat să trec peste niște momente. Mă rog, aveam niște bani puși deoparte pentru bani negri pentru zile negre. Da, doar scurt. Intervin scurt aici. Depozitul bancar este doar o rezervă destul de lichidă și destul de puțin riscantă pentru ceea ce a spus noastră. Probleme personale, neanticipate, o rezervă, bani al pentru zile negre. O lucrare dentară, o da. Care mi-am permis-o. Punctul 1. Punctul 2. O teorie a economisirii spune că e bine ca ouăle... să pui ouăle în mai multe coșuri. Fii atent, revenim la teoria asta și la inflație. Imediat ce luăm publicitate, România în direct este cu Cristian Păun. Ne întoarcem în 2 minute. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.
România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Am prelungit România în direct într-o zi specială în care inflația anunțată de statul român este 10,2%, cea mai mare din ultimii aproape 20 de ani. Alături de mine profesorul Cristian Păun, la telefon este Radu. V-am întrebat așa, oameni buni, ce măsură guvernamentală v-ar ajuta, ce faceți voi ca să puneți, să aveți o apărare în fața acestor prețuri mari. Radu vorbea de economii. Radu, mai ai din economiile alea? Ele te ajută în momentul ăsta? Adică este ceva de folos? Da, mă ajută. M-au ajutat, mă ajută foarte mult. Am reușit, pentru că, atenție, am împărțit în depozite în valută, depozite în lei, la diferite bănci și așa mai departe. Asta a fost, mă rog, ca să zic așa, planul meu de a trece în perioada asta. Aș dori să vă răspund la punctul legat de inflație. Părerea mea este că aceste vouchere care le emite guvernul reprezintă o modalitate de a mări inflația. Pentru că, practic, și domn profesor să mă corecteze, aceste vouchere măresc masa monetară. Practic, pe voucherele astea se cumpără servicii și bunuri. Deci ele lucrează ca niște bancnote, ca niște bani. Nu știu dacă m-am făcut eu înțeles. Da, este banii sunt plătiți de stat. Voucherul intră, ca să înțeleagă lumea mecanismul, contabilitate. Nu. Voucherul intră în contabilitate ca orice bancnotă care ai tras-o la Xerox. Vă completez eu puțin. Din moment ce noi suntem pe deficit, deci noi consumăm la nivel de guvern mai mult decât obținem din taxe. Dacă ne-am limita la taxe, ar însemna că luăm banii de la X ca taxă și îi dăm lui Y. X nu mai consumă și Y primește voucher și consumă el. Deci mutăm, redistribuim consumul de la X la Y prin sistemul de taxare. Problema este că noi suntem pe deficit excesiv, ceea ce înseamnă că noi atunci când luăm taxe de la X, nu le folosim ca să-i dăm voucher lui Y. Noi creăm o datorie în plus, un deficit și o datorie în plus, adică dăm acel voucher lui Y din bani pe care guvernul nu i-are. Adică se împrumută. Iertați-mă că vă întreb, crește sau scade masa monetară? În final crește masa monetară, pentru că guvernul se împrumută. Inflație, da. Creează o putere de cumpărare din ceva ce nu există. Ceva fals. Da, din deficitul acela. Deficitul ăla fals care nu face altceva decât să crească masa monetară. Ca să înțeleg. Iertați-mă că să-mi termin ideea și m-am oprit. Practic ar trebui guvernul să găsească un aspirator, o modalitate, care să absoarbă excesul de masă monetară creat pe partea cealaltă, pentru că dacă nu realizeze echilibru. Problema este că Banca Centrală a reacționat corect la problema inflației, adică a mărit dobânda de referință și a făcut creditul prohibitiv. Vă propun altceva decât dobândă de referință. Majorarea, cum se numește? Rezerva minimă obligatorie. RMO-ul, da. Deja devine sofisticată discuția pentru ascultători, dar aveți dreptate, da. Ca să înțeleagă toată lumea. Radu, o secundă, Cătălin. Domn profesor a spus o chestie foarte deșteaptă mai devreme. Băncile, prin procesul de creditare, produc bani. Prin RMO. Mărind rezerva minimă de obligatorie, limitează masa monetară care o creează băncile. Iertați-mă, este o gândire, eu sunt și economist și inginer, deci poate nu știu dacă am reușit să mă fac înțeles ca un economist. Da. Explic eu dacă e nevoie. Mulțumesc tare mult, Radu, așa ca o metaforă. Gândiți-vă că în România sunt bani foarte, foarte, foarte mulți. Ideea ar fi ca noi să scăpăm de banii ăștia
pentru că ei ne încurcă, fac inflație? Bani foarte mulți, liquiditate foarte multă, care nu, nu găsesc... merge spre producție, asta e problema. Nu merge spre producție, nu se găsește în produsele respective. Așa din vechime se zice când ești în situația asta. Scoate banii din piață, ori ce s-a întâmplat acum e că guvernul a tipărit din nou niște bani pe care îi aduce în piață. Știți cum se întâmplă? Guvernul s-a uitat așa și a zis, băi, costă mult pâinea. Cum facem? Păi vă dăm niște bani ca să o cumpărați. Asta la rândul ei va face pâinea... Și să rămână scumpă. Să rămână scumpă, nu ieftinește în niciun fel. Deci pentru mine... Eu nu zic că acum multă lume să mă critice, da, dar avem nevoie de banii ăștia, mai ales cei foarte nevoiași, dar nu rezolvăm problema. Sigur, trebuie spus așa, în pachetul acesta, foarte puțin, dar o parte din aceste resurse ar trebui să meargă către masa celor din spitale, pentru că noi plătim niște taxe pentru serviciile medicale. Aia e o măsură corectă. Partea cu voucherele. E o măsură corectă, doar că eu nu am nicio garanție din partea guvernului că acele vouchere chiar vor ajunge la oamenii care chiar au nevoie de acești bani. Gândiți-vă, de exemplu, că există două persoane diferite. Una dintre ele merge zi de zi și muncește zilier, nu știu, în agricultură și câștigă o brumă de bani acolo, 700, 800, 1000 de lei. Și vine guvernul și lui nu-i dă nimic, că el nu se încadrează, că a venit. În schimb, îi dă vecinului lui, care nu merge la muncă, refuză sistematic să meargă să ajute la munca câmpului pe cei care au nevoie de forță de muncă, și ăluia vine și îi dă un voucher din asta. E corect? Asta e o întrebare bună. Poate vine domnul Căciu în studio. Ia chiar să adresăm o invitație domnului Căciu să ne spună cum a gândit. Dragoș, ești de multă vreme acolo, sper că ai avut răbdare. Mulțumesc tare mult. Salut! Vă salut cu multă stimă, domnule Striblea. Oricum sunt pe autostradă și tocmai am alimentat că vorbiți de carburant. Vă salut, domnule profesor. Cât mai e? Cât ai pus? Ia să vedem. Vă spun sincer, nici nu m-am uitat. Așa e, pentru că eram grăbit, cred că cei mai mulți procedează la fel. Corect. Dar am înțeles că s-a mai finit, așa am înțeles. Bine. Zilele trecute. Două aspecte. Un antevorbitor discuta despre posibilitatea de a crește colectarea. În România lipsește o viziune fiscală din punctul meu de vedere a statului, agentul colector numit persoană fizică. Și mă refer la TVA. Dacă statul ar înapoia un procent din TVA persoanelor fizice care și-ar declara cheltuielile pe bunuri diverse, pe orice, de la spălătorie, coafor, mâncare și mai departe, persoana fizică ar fi foarte interesată să facă această colectare. Să ceară bunurile, da? Exact. Adică, a fost loteria aceea bonurilor, dar n-a prea avut efect. Haideți. Deci eu vreau bani, mă scuzați. Deci eu vă dau un număr de bonuri, le registrez, fac munca asta de contabilitate dacă știu primesc niște bani înapoi. Știți în unde se întâmplă asta? Știți nu, în ce țări? În Marea Britanie. Nu. Se întâmplă în țările care au cote de taxare progresive, unde ai deduceri. Nu ne place cota progresivă, știu că e un curent total. Ne place că sună frumos să ai 10%. Dacă ai 10%, asta cum e. Cum concurează cu 10% o chebăbărie de la Dristor, de vis-a-vis de o multinațională de la Dristor? Cum pot concura dacă startul este același? Vă întreb, consider care surse de finanțare sunt diferite pentru cele două afaceri? Și competițiile sunt diferite, să știți. Multinaționalele merg într-un stadion, ăia care sunt cu șaorma mai mică sunt pe alte stadioane. Nu putem să nu observăm că toate economiile cu adevărat dezvoltate și cu adevărat democratice și pe piață, ca să zic așa, au taxare progresivă, dar nu în sensul acela pe care ne-l imaginăm noi, ci pur și simplu raportate la niște scheme foarte clare, până la ce nivel, ce taxare, unde munca e taxată la oră și nu la normă și așa mai departe. Sunt multe diferențe. Dar în orice caz, eu văd persoana fizică ca fiind cel mai bun agent colector al statului, dar trebuie remunerat. Da? Deci trebuie să-i întorci ceva din TVA. Eu zic că mai degrabă mulțumirea pe care o ai văzând că statul cheltuiește cu cap taxele tale, nu pe vouchere, ci pe infrastructură energetică, pe infrastructură rutieră, pe infrastructură medicală, pe școli și așa mai departe, cred că te determină pe tine destul de mult ca să fii serios vis-a-vis de taxe și vis-a-vis de cerut bon și așa mai departe. Dar atâta timp cât tu vezi că lucrurile astea se aruncă pe nimic, conformarea ta fiscală nu există, nici cu ce spuneți dumneavoastră. Persoana fizică nu e stimulată niciun fel. Adică, vă dau un exemplu, angajații care nu au niciun fel de deductibilități, care sunt angajați în domeniul public, primesc un salariu lunar, au o anumită sumă de bani. Dânsii nu sunt interesați
dacă au primit sau nu au primit un bon. De acord? Pentru că pentru dânsi nu reprezintă absolut nimic. În momentul în care din acea cheltuială statul i-ar restitui un anumit procent, în momentul ar fi interesat de chestiunea asta și ar spune, mă duc acolo, că acolo îmi dă bon. Dar nu vreți în loc de, nu vreți în loc de deductibilități, da? Nu mă pic, în loc de deductibilitățile alea să aveți totuși bani care nu sunt sifonați și sunt într-adevăr direcționați spre spitale, școli, infrastructură. Da, îmi doresc asta, dar sunt două planuri diferite. Odată este colectarea și după aia este cheltuirea, modul în care se cheltuiesc banii respectivi. Iar legat de prețuri, eu știu un lucru, că lucrez în achiziție. Dacă vrei să pui presiune pe furnizor, trebuie să nu mai cumperi. Orice intervenție a statului, eu când aud știri de genul o să plafonăm, o să plătim noi statul diferența, păi eu înțeleg că furnizorul respectiv este foarte liniștit. Zice, băi, oricât aș crește prețul, o să vină guvernul ăsta și o să da, corect. Nu e nicio problemă. Corect. Da? Excelent. Toate aceste măsuri de intervenție în piață sunt măsuri de stimulare a creșterii. Sunt foarte bune pentru cel care vinde, sunt extrem de... Păguboase pentru celălalt. Păguboase pentru cel care cumpără. Și hai să spunem așa, Dragoș, în momentul ăsta, statul plătește diferența la curent electric și la gaz, o să plătească o parte din acciză la motorină. Se întreabă cineva din ce... Păi cum, din împrumuturi, tocmai ți-am spus, din împrumuturi, să împrumută așa și o să plătească, fii atent că asta trebuie să adauge și să înțeleagă foarte lumea foarte clar, va plăti, nu știu mecanismul încă, dar e clar băgat acolo în acest pachet, diferența cumva la prețurile materialelor de construcții. Deci, în acest moment, pentru... Haideți să ne întrebăm, la ce va duce asta? Pe la cum? Creșterea prețurilor la imobiliare, da? Sau menținerea lor sus. Sau menținerea lor sus în acest moment. Dar nu neapărat la imobil. Deși acolo, că acolo va fi prin reflex, cum ar fi. Ideea este că ei vor să deblocheze PNDL, că asta s-a întâmplat. Știi, șantierele PNDL? O parte dintre ele sunt blocate în momentul ăsta pentru că prin derulare prețurile s-au dus în sus și erau primăriile cu contracte și cu șantiere în derulare și s-a dus cimentul de la cât era la plus 50% sau la plus 100% și ies din contractul ăla. Și atunci statul a venit, sunt curios tare mult la mecanism, tare sunt curios să văd cum va funcționa și zice, iete de aici diferența. Asta se va întâmpla în piață. Se va rămâne, da. Scuzați-mă exprimarea. Vor rămâne toată lumea punct. Se plânge, uitați, mai ales în București, orașele mari. Dom'le, ne plângem de trafic. Efectiv, nu avem unde să parcăm o mașină. Bucureștiul e cunoscut ca, mai ales la anumite ore, da? Înseamnă că nu e suficient de scumpă benzina și motorina. Sau nu prea avem ce face, suntem captivi unui sistem nedezvoltat și în loc să dezvoltăm infrastructura din București, dăm vouchere. Da. Îți mulțumesc tare mult, Dragoș. Asta e România în direct de astăzi. Hai să plecăm cu o idee. E clar, acest pachet guvernamental va menține și va întreține inflația. Lăsați-ne o idee aici, Cristian Păun, cum ne apărăm pe persoană fizică. Încerc să pun două idei. Deci, plecând de la ultima intervenție, mă grăbesc. Deci, ideea ar fi așa. Uitați-vă la subvenția de la căldură, care intră cam tot în logica aceasta. Da. Dăm o subvenție la căldură și nu punem nicio presiune pe investiții, de exemplu, în anveloparea blocurilor. Adică avem subvenție, stăm liniștiți, nu presăm investițiile în așa ceva. Corect ar fi să investim în anveloparea blocului, nu să plătim la nesfârșit o subvenție pe căldură. Deci să eficientizăm consum, să avem acea reacție naturală la nivel de consumator de a ne proteja de aceste creșteri de prețuri. Cum spunea mai înainte interlocutorul, dom'le, punând acest pachet pe masă, tu nu dai voie consumatorului să-și ajusteze consumul, să reacționeze. El rămâne în continuare impasibil și plătește un preț mărit de producător fără să facă nimic el acolo. Cum ne protejăm? În primul și în primul rând, trebuie să avem un comportament reactiv la aceste prețuri mărite. Adică să începem să ne restructurăm bugetul. Sunt lucruri de care avem nevoie, lucruri de care nu avem nevoie neapărat în momentul ăsta. E clar că va trebui să scoatem afară din consum ceea ce nu avem nevoie. Sunt, de exemplu, nu știu, să nu mai minoiesc mașina atât de des. Poate că minoiam mașina odată la 4-5 ani, nu știu. Poate că mai poate aștepta 2 ani. O repar, o mai peticesc, mai merg cu ea 2 ani. Vreau să-mi renovez casa, că nu-mi place, are crăpături, zugrăveala. Mai las-o, nu ne trebuie așa ceva. Deci, genul acesta de consum care nu ne trebuie acum,
cu siguranță va trebui pus deoparte. Din păcate, foarte mulți dintre noi vom merge la reducerea calității produselor pe care le consumăm. Facem rabat de la calitate. Nu vom începe să reducem pierderile din frigider. Câtă mâncare aruncăm din frigider? S-ar putea să fim puțin mai eficienți la mâncare. Sunt foarte multe lucruri ca noi să putem lupta cu inflația. Și noi, adică la nivel de consumator, cu siguranță. Cristian Păun, profesor Lase, mulțumesc, sunt convins că ne mai întâlnim în acest studio. România în direct de astăzi se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.